Ședința biroului permanent al PNL de ieri s-a lăsat cu scântei. Surse politice au informat că mai mulți membri de partid au întocmit o listă pentru demiterea lui Ludovic Orban din funcția de președinte. Lista ar fi fost semnată de 16 liberali, printre care se află și liderul PNL București, Cristian Bușoi, fostul președinte al partidului Alina Gorghiu, liderul senatorilor Iulian Dumitrescu și primarul Aradului Gheorghe Falcă. Sursele au precizat că Iulian Dumitrescu i-ar fi reproșat lui Ludovic Orban că nu comandă un sondaj de opinie în care să se vadă clar unde se situează PNL. În acel moment, președintele partidului ar fi început să arunce vorbe acide către contestatarii săi. Ce faceți aici? Subminați partidul din interior? Aici veniți și faceți nu știu ce și prin spate faceți liste. De un an și jumătate nu l-am văzut pe unul să dea în PSD. Dați în PNL. Deci este clar că cineva din afară vrea să faceți chestia asta. Au relatat sursele politice că le-ar fi spus Orban liberalilor nemulțumiți. Tot în ședința de ieri s-a decis organizarea Consiliului Național al PNL pentru data de 4 august. Va fi un Consiliu Național care va avea ca principale puncte pe ordinea de zi criteriile, calendarul și procedura de stabilire a listei de candidați pentru alegerile europarlamentare, de asemenea criteriile, procedura și calendarul pentru desemnarea candidaților la funcția de primar în municipiile reședințe de județ, care presupun o atenție specială în ceea ce privește pregătirea candidaților Partidului Național Liberal. În aceeași ședință a Consiliului Național se va vota și controversata decizie de excludere din partid a prim-vicepreședintelui PNL Sector 2, Viorel Cataramă. Chestionat de presă, Ludovic Orban a dezmințit informația privind scandalul din interiorul partidului.